Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video, vă mulțumesc pentru aprecieri. M-am gândit să fac o citire nouă în sațul de cafea și în cărți obișnuite pentru a vedea ce dezvolie sațul de cafea pentru următoarele 3 zile, cât și cărțile obișnuite pentru Zodii, ca și completare în sațul de cafea. Așa, să încep cu cafea, sațul de cafea, ceașca arată așa, o ceașcă foarte frumoasă. Să știți că uitați ce dragoste frumoasă aveți în casă, ce miracol aveți în casă. Aici aveți niște, imediat în zilele următoare, așteptați-vă la un noroc. Un noroc într-o dragoste, un noroc într-o afacere, un noroc într-o întâlnire cu cineva. Vă vin niște vești bune, cunoașteți pe cineva. În casă vă vin niște vești de un dar. Puneți un punct pe ei, un T frumos, niște vești legate de litera T, I, văd aici, niște, aveți o protecție divină, poate, o cruce, care vine, vești care vin de la o literă de T, care vin de la o literă de I, sau poate fi țară, poate fi oraș, poate fi inițiala cuiva. Astăzi, mâine, poi mâine, zilele următoare, în orice caz, deci sunt în aceste zile care urmează, așteptați-vă la niște vești foarte frumoase, la un noroc extraordinar, la o sărbătoare, la o veselie, la o bucurie, la aveți niște prieteni chiar în străinătate, aici sunt, poate unii dintre voi sunteți plecați, sunteți în străinătate și de aceea aveți acest drum care pleacă din casă pentru casă, deci cumva sunteți plecați sau veniți, întoarceți acasă, vă vine cineva din străinătate la voi, în casă, văd că aveți un noroc, o potcoavă, o reușită care vine de la drum lung, pentru un drum lung. Aveți multe inițiale aici, un M frumos, văd aici, W, niște scări pe care le urcați, un L frumos, un A frumos, R, multe, sunt foarte multe litere așa. Probabil că aveți niște evenimente, poate că aveți niște evenimente în familie, că e aniversare, că e nuntă, că e ceva. Se naște o prietenie, o iubire, să știți aici, văd că aveți un succes în dragoste. Cuceriți pe cineva, e cineva îndrăgostit de voi, aveți niște, se întâmplă poate și la nivel de societate, niște miracole, ceva, apare aici cumva tipul unei persoane mai blonduțe, n-aș putea să spun că e blonduță, e albă la față, părul poate l-avea închis la culoare, nu foarte închis, dar sau poartă ceva pe cap, în orice caz văd că aveți niște îngeri. Și-au întins aripile aici, cumva, iară, aveți un înger cu aripile deschise, dar pe alb de data aceasta. Deci se curăță niște energii în jurul vostru, în viitor apropiat, păreți că aveți o energie mai curată, mai ori e mai mult soare, mai multă lumină și la propriu și la figurat, dar veți mai și studia, văd că scrieți o carte sau aveți niște examene pe care le luați. Se schimbă ceva, faceți o schimbare. Poate vă vine o veste să plecați undeva sau se schimbă ceva acolo unde sunteți voi, mai bine, vine un succes. E o perioadă de creștere, de prosperitate, aș putea să spun, în aceste 3 zile, adică niște ocazii favorabile de a avea niște bani. Primiți un dar de la o femeie, la o doamnă, poate fi o doamnă mai matură, apare o noutate și de un copil sau primiți invitație să vă duceți la vreun copil, să vedeți un copil că e aniversare, că e botez, e ceva aici legat de un copil, văd că aveți noutăți. Dar aveți și o noutate de o mireasă aici, da? Mire cu mireasă aici, aveți două drumuri lungi, unul vă duceți, unul vă întoarceți, deci unii dintre voi veți face un drum, poate vă duceți la mare, primiți invitație să vă duceți undeva la mare, poate pentru weekend. Văd că cineva vă întâlniți undeva, deci că coboară de sus, în jos, deci, deci e cumva poate și la nivel de univers ceva, niște energii, un influx foarte puternic. Ia uitați ce noroc aici, ce cruce frumoasă și cum coboară ea așa, deci ca și cum coboară din univers, deci că vin, coboară pe pământ înger, coboară pe pământ niște energii, un influx astral mai... Unul, sunt două, unul pare puțin mai cețos, mai așa, mai cu...
griji cumva mai cu, dar se curăță. Altul, în schimb, are multă energie pozitivă, e și credința aici. Deci aici e chiar o cruce, aici poate fi ceva legat de, la nivel de state care au coroană regală, aici par niște simboluri ezoterice sau vine o protecție divină pentru niște situații care țin de niște blazoane, de niște, sau sunt îngeri, arhanghel, ceva, nu știu ce să zic, că sunt aici, deci apar la nivel, eu zic că poate fi la nivel de univers, pentru că eu o cumpăn aici între aceste două căi care se deschid, aceste două întâlniri care vor fi, eu o situație aici cumva, o cumpăn, o cruce, o greutate care este, poate fi legată și de vreo, la nivel de societate sau la nivelul vostru personal, veți avea două călătorii mai mari, poate. Unul, vă duceți undeva și vă întoarceți, dar în drumurile voastre s-ar putea să aflați de niște lucruri. Treceți pe unde s-a întâmplat ceva, poate. Veți afla, aici poate fi o trădare de o hoție care a dus la o cumpănă, la ceva, sau vă duce să rezolvați ceva în legătură cu o hoție, cu o cumpănă și poate fi cu reușită, cu realizare. Deci în aceste 3 zile cumva e ceva din trecut, dar văd că vin niște rezolvări, vine un noroc, se face lumină, ieșiți pe undeva, la un eveniment aici care se ține lanț, deci pot urma niște zile cu niște evenimente pe unde sunteți voi. Vă duceți, sunteți invitați, participați, poate fi vorba aici, că văd că sunt mai multe perechi sau aveți mai multe ocazii de a vă face pereche, ca și cum în drumurile voastre întâlniți persoane care sunt mai curate, mai pure, persoane mai cu intenții serioase, prieteni, poate, sau sunteți undeva într-un grup de prieteni. Deci văd aici niște evenimente, niște reușite în următoarele 3 zile, așteptați-vă la succes, așteptați-vă la succes pentru un examen. Vă mai cumpărați ceva, ceva elegant. Aveți de-a face cu semnul berbecului. Aveți de-a face și cu semnul Capricornului. Aici o să aflați de cineva din Capricorn care trece printr-o cumpănă, printr-o greutate. Aici sunt niște secrete, niște vești, niște greutăți cumva. O să aflați, sper să nu se întâmple ceva, iară vreun incident, ceva legat de într-o aglomerație. Cumva, aici parcă ar fi, nu știu, să zic că e tren, că e mașină mai lungă, cum ar fi un tir, să fie ceva, nu știu să zic, aici e o greutate. O să aflați poate și legat de ce se întâmplă pe la alții acolo. E cineva în care vă privește cu ochi răi, să știți, totuși aveți pe cineva cu o pălărie care vă privește, cum aflați, e un capa aici, o literă de capa, sau aflați ceva care poate fi legat de o literă de capa, poate fi legat de o literă mai multe, unele în altele, n-aș putea să spun, parcă e și B, parcă e și E, parcă e și D, V, O, P, mai multe, sunt cumva băgate unele în altele aici, dar pare o dușmănie a unui bărbat care ține pe cap parcă o pălărie. Are ochii întunecați, are o greutate, mai în vârstă această persoană, dar mai înrăită. Poate fi legată și de o, ori are vreo cumpănă, trece prin vreun doliu, dar are și un secret. El și-ar dori un noroc, această persoană și-ar dori un noroc. Și-ar dori, s-ar putea să-și dorească un noroc legat și de un copil, ca și cum și-ar dori poate un copil. Poate aveți o relație cu cineva. Aici pare undeva la servici, poate fi vorba și de servici. Sau vă caută la servici cineva și vă face o greutate, sau văd aici că e ceva așa cumva care zici că e cumva întors pe dos. Deci e o persoană care are niște secrete, cam îndrăcită această persoană. Văd că aveți și semnul scorpionului, sunt multe secrete aici, dar semne de apă văd aici. Da, poate fi scorpion, rac sau pești. Sunt niște chestiuni ezoterice cumva cu niște secrete, pentru niște reușite, pentru niște daruri, are legătură și cu ceva, un copil, văd aici totuși noutatea unui copil, legat de un copil mic sau de când are copil mic, vrea un copil poate cu voi, sau aflați de vreun amatlât la servici de cineva care a rămas însărcinată cu cineva și aici iese vreo discuție, vreo ceartă, posibil pentru unii să fie și o astfel de situație în aceste 3 zile, să aflați.
Aflați și de o femeie mai șmecheră. Aici o să aflați e cam dușmănoasă pe voi. O să vă întâlniți cu ea, o să discutați. Sau aflați ca și cum asistați la două femei care stau de vorbă. Una e foarte mai încuruntată, așa, zici care are un cap exact de lup. Cum vezi capul la lup? Așa, doar îl vezi din profil. Dar asta este lupoaică. Pare că e o femeie. Dar e foarte încruntată, sau e cineva din semnul leului, care parcă totuși un chip de leu aici, cumva. E cam supărată. Poate că vă supără cineva cu ceva, dacă sunteți voi semn de leu, sau vă întâlniți aici cu cineva, cu o altă femeie cu care discutați. Ea poate să fie din semnul săgetător, berbec, rac sau scorpion, mai poate fi aici. Un C mai văd aici, care văd un C, un I. Aveți poate ceva de discutat legat și de niște acte aici, ceva necunoscut. Vă sună cineva, o să vă sune cineva să vă ceară poate niște date, niște acte, ceva aici. E cam, știți cum e aici, e cam un lup îmbrăcat în haine, cum se spune, e o oaie cu mască de lup sau invers, e ceva aici, e ceva care trebuie cumva privit cu atenție, pentru că are legătură cu niște acte, cu niște vești, prin telefon sau legat de a schimba actele sau ceva, nu știu, primiți, faceți aici niște demersuri, dar ele sunt cu duș și întors, văd aici, adică e ca și cum e un sus și un coborâș, are două fațete, pentru cum se spune pe din afară, vopsigardul, înăuntru leopardul. E ceva, ori să se substituie cineva altcuiva și vă cere niște date, niște detalii, vă păcălește cu ceva, că aici pare o păcăleală cumva. Adică voi aveți niște intenții bune, vreți să faceți niște lucruri bune și această persoană vă spune de ceva bun, dar pare ceva așa cu dus întors, că parcă intrați într-o încurcătură, parcă vă supărați. Aici pare. Deci în aceste 3 zile poate că o să aveți, ori auziți, ori aveți cu cineva ceva cu care trebuie să descălciți voi ceva aici. Mult ezoterism aș putea să spun. Aveți a face cu persoane care au niște secrete, aflați niște secrete. E o săptămână, aceste 3 zile, adică care urmează, probabil se pot prelungi până la sfârșitul săptămânii, care vin cu niște miracole, cu niște drumuri lungi, vești de la drumuri lungi, vin persoane de la drumuri lungi. Aici văd aglomerații, adică ca și cum ar fi multe, cum se duce lumea la mare, spre exemplu, pe weekend sau la munte, chiar că aici poate fi undeva și la munte, unde mai e zăpadă, poate, sau, mă rog, e o perioadă mai senină. Văd că vin vești aici. Apare aici undeva pe lângă servici. Sau după ce aveți voi problema asta la servici, după aceea poate că unii dintre voi aveți la servici o supărare cu vreun șef, cu cineva, cu vreun coleg, vreo colegă, cineva cu care voi nu vă înțelegeți bine, dar după aia pare că vine o perioadă însorită. Ori vă împăcați, că vedeți cumva cum întindeți mâna, ori apare altcineva care vă rezolvă problema care o aveți voi cu cealaltă și dați mâna, ca și cum vă puneți în de acord sau schimbați serviciul și vă vine o altă ofertă. Deci aici pentru serviciu aveți niște oferte, vă vin niște bani sau vești de bani, da, în aceste 3 zile, poate chiar și bani, văd aici că totuși e un dar mare, ori luați voi un dar mai mare de bani, aveți un succes, o reușită prin cineva, ori aveți voi de la niște bani mai mulți chiar, de rezolvat ceva. Discutați cu cineva aici, chiar cu haină de stat, pentru rezolvarea unui dar mai mare. Văd aici îngândurați, la un moment dat, sunteți îngândurată prin, veți primi o propunere, poate, sau sunteți voi pe gânduri să vă duceți undeva, la un drum, într-o vacanță. Văd aici că aveți drumuri pe care vreți să le faceți. Vin o veste, trimiteți o veste, vin o veste, vin persoane de la drum, deci vești care vin de la drum. Vești bune. Dar totuși e o cumpănă, deci în această săptămână e ceva, în aceste 3 zile poate apărea o cumpănă aici, un blocaj, nu știu, să nu fie vreun incident, ceva, văd aici și semnul taurului, cum zis. Și l-aveți și aici pe inima voastră, aveți pe cineva așa cu cornițe în inima voastră, cumva. Și întinderea aripile, cumva. Aveți, e o,
Aveți pe cineva care încearcă să vă prindă sufletul, să vă înnegureze sufletul, să vă amărească. E o chestie și de o ambiție. E ambițios cineva, ori vrea să să se răzbune, ori că vrea să vă necăjească cu ceva sau vă va necăji cu ceea ce face, poate că nu are legătură cu voi neapărat, cât ceea ce face cumva vă necăjește și pe voi. Dar vă văd că vă duceți, nu știu, mai construiți ceva, se mai curăță energiile și pe inimă, văd un succes, o reușită. Data de 13 poate fi importantă pentru voi, vine cu o noutate, cu un succes, cu o reușită, cu o veselie, cu bucurie, cu niște noutăți. Un U frumos aici, aveți un T, iar multe, deci multe litere vor fi, veți fi pe undeva unde sunt, dar multe secrete, să știți că în aceste 3 zile puteți, un noroc fantastic, ce noroc frumos vine aici, printr-un bărbat văd aici, sau cuplu, mai poate fi și un cuplu, orică voi cu partenerul, partenera, sunteți persoane care veți avea noroc că vă aveți unul pe altul, aici poate fi și semnul gemeni, apare un noroc pentru împăcare, pentru o întâlnire. Deci aveți aici gemeni, aveți și zodia pești, aveți și zodia vărsător, da? Deci vă aici cu noroc. Și vă duceți foarte mulți, poate că ieșiți pe undeva în aceste zile, 3 weekend, vă duceți undeva, adică pentru relaxare, deci pentru a vă petrece timpul, pentru a vă bucura. Apare și un amant, o amantă, un amant plâc, adică aici sunt eu un trio, sunt... Că și aici pare tot așa, de aceea e aici, poate că asta este. Aici, în inima voastră, sunteți într-un trio și de aceea aveți această durere pe suflet. Că vă necăjește persoana iubită. Și voi, poate, unele știți că sunt niște secrete, niște aici vești care le aflați, le știți și vă necăjesc. Altele nu le știți, că această persoană e îndrăcită și vă supără. Și voi nu știți de ce vă supără. Vă supără, poate, exact pentru că are pe altcineva. Aici sau mai e chestia de o răzbunare, vrea să se răzbune pentru ceva, poartă pică pentru ceva, care are ochii răi totuși, deci se uită cumva urât pe voi. Aveți un semn de întrebare, o să vă sune cineva și vă puneți un semn de întrebare. Totuși să știți că înfloriți în aceste 3 zile. Vă vin idei, sunteți creativi, foarte creativi, nu știu, ceva... Să știți că s-ar putea și la nivel de univers, că iară văd harta lumii desfășurată, parcă ies noutăți, zici că sunt așa coduri, chestii codificate, coduri care vin, deci ca și cum din univers vin niște chestii, ori pe cer, ori prin lanurile de grâu, iar apar niște chestii de acelea care par așa forme florale, sub forme, deci foarte interesantă ceașcă, da? Deci e chiar foarte, foarte interesantă. Cu multe, se mai curăță, deci mult se curăță energiile în această săptămână pe multe planuri. O să aflați, vă duceți să rezolvați ceva pe sănătate sau vă rezolvați voi, sau vă duceți, aflați, aici nu știu dacă vă duceți neapărat, că aflați niște persoane care au probleme cu sănătatea. O să aflați niște persoane care au probleme cu legea, multe, în straturile de jos. Aș putea să spun aici. De data aceasta, pe straturile de jos, cumva, ale societății, o să vedeți niște situații, o să auziți niște situații așa care să țin lanț pe mai multe zone, zone, zone. Cumva se curăță, poate de aceea iasă aceste curățări care sunt. Deci, ca și cum pe mai multe zone, pe straturile de jos ale societății, se fac niște curățări. Veți avea un mare noroc, să știți, în această curățare, cumva pe unde sunteți voi, s-a făcut deja. Și acolo, pentru că s-a făcut acea curățare, voi veți avea un mare noroc, o oportunitate. Nu vi-l mai poate lua nimeni. Adică, dacă n-ați avut noroc și ați avut ghinion, este pentru că pe straturile astea de jos ale societății sunt niște persoane care fac ele niște chestii. Și de aceea nu vedeți noroc. Nu aveți noroc. Nu vă lasă să aveți noroc. Nu vă lasă să-l vedeți. Nu-l puteți avea că voi ocoliți acea zonă, acele locuri, pentru că sunt acele persoane și... Deci, cumva să știți că se fac niște curățări atât de mari încât acum norocul este, el este. Deci, e ca și cum te duci undeva și unde este pământ arabil și fertil și poate chiar e și cultivat, dar nu-l poți vedea pentru că s-a pus o plasă. Și n-ai cum să-l vezi, nici din avion dacă ești, pentru că nu se vede acoperit, nici dacă mergi pe jos, pentru că de jur împrejur e deviată, să zic așa,
zona sau sunt niște persoane pe acolo care îți creează o altă impresie și așa mai departe. Deci, cumva, e o astfel de situație și acum, pentru că se fac aceste curățări, de aceea apare această lumină, multă lumină. Deci, cumva, veți vedea foarte clar niște lucruri. Da, deci vă văd aici. În aceste 3 zile vă duceți la biserică, foarte posibil că văd aici o bisericuță cu o cruce foarte frumoasă, să vă rugați și văd că dați și ceva cuiva important. Îi dați ceva, ceva, un pachetel, ceva, nu știu. Orică aveți vreo pomană de făcut, pomenirea cuiva, și dați pachet la această biserică. Vă duceți cu pachetul acolo să vă citească preotul și apoi să împărțiți, că văd aici niște o cruce. Da, e cruce pe alb, adică nu este undeva unde te duci la biserică la cineva care tocmai l-ai dus la groapă, ci mai degrabă ca să-l pomenești. Și vine această energie cu de curățare, de pomenire, de bucurie, adică de aducere aminte. Cuiva îi se face dor de tine, se gândește cineva la tine, te visează, îl visezi, aici cumva parcă zici că sunteți niște spirite. Orică vă comunicați telepatic, ai un înger undeva în afara casei, poate fi către servici, în drumurile tale către servici cumva, stă pe undeva în drumurile tale către servici, unde te duci tu afara casei. Te duci, te întorci, deci faci adică drumurile tale sunt cu duș și întors. Adică te duci către servici, te întorci, dar treci pe lângă această casă, persoana aceasta care stă aici. Sau e chiar la servici acolo, pe lângă tine. Persoană bună pentru tine, o prietenă, pare o femeie care e bună. Pare că te întâlnești cu ea, e ca un înger. Are și ea un înger, are și ea pe cineva. Sau sunteți chiar înrudite și de aceea între voi este un înger, e cineva care amândouă vă protejează. Poate fi și cineva din altă lume, adică nu mai este. Poate de aceea vă duceți, vă întâlniți ca să faceți, să pomeniți această persoană, dar ea vă supraveghează pe ambele persoane. Și în casă aveți să știți, în casă aveți și că coboară la voi îngeri, Duhul Sfânt, se curăță niște energii, deci se curăță, se împrăștie niște energii negative, cumva se face mai multă lumină. Cam asta e ce văd în cafea. Și haideți să vedem și în cărți, am amintit în funcție și de zodie, să vedem pentru zodiile de foc, perfect, leu, săgetător, să vedem ce se întâmplă în aceste 3 zile care urmează, la ce vă puteți aștepta, zodiile de foc, berbec, leu, săgetător. În casă, în dragoste, se grăbește totuși o veste puțin legată de o tristețe care se taie pe un noroc, să vedem. Cât o grăbește această veste? O mică tristețe, un chef de fapt, e o tristețe legată poate de un chef, oricum nu vă puteți duce. Aflați poate de cineva care e îndoliată sau e vestea care vine la o femeie care e singură. În casă aveți bucurii. Petrecere, evenimente, întâlniri, prietenii, vindecare, vă vindecați, vă ajută cineva, văd că aveți niște bucurii, niște persoane, bucurie, deci sunteți iubite sau iubiți, văd că vă gândiți deja la o familie, poate vorbe, prietenia unei familii, aflați de vreo căsătorie, aflați de vreun eveniment, vă gândiți poate să vă căsătoriți sau vă propune cineva o căsătorie. În dragoste, aici o să aflați de cineva, răutățile cuiva, dar se taie necazul. E pentru un mic dar, niște bârfe, niște răutăți care vin de la un bărbat pentru un mic dar. În drumurile voastre, aici poate că veți afla, deci s-ar putea să aveți pe cineva care, eu o cumpăn, o femeie aici, o femeie mai îndrăgită, cineva din semn de pământ, sau aflați de greutatea acestei femei. Aici ori apare o bârfă ceva, o incegă, se poate tăia poveste, pe o prietenie, pe o întâlnire. Și în serviciu aveți o mare reușită, o mare realizare, poate și printr-o femeie cu funcție sau legat chiar de sănătate, legat de o femeie cu ochii verzi albaștri, poate vă ajută cu ceva. Văd că vă vine o moștenire, vă vine un dar, vă vine o propunere de un serviciu, de o casă, de o reușită. Și ce surpriză veți avea voi? O hotărâre, poate, oameni cu funcție, preoți sau veți avea de luat o hotărâre. Aveți niște îndoieli, poate și legate de un bărbat dintr-un semn de apă. Aveți niște întâlniri, niște rezolvări, ceva, dar aveți și aici niște îndoieli legate de un bărbat de apă, zodie de foc. Sunt niște îndoieli pentru niște drumuri, pentru niște întâlniri. Dar, în general, aveți bucurii.
supărări mărunte, ca să le zicem așa, nu ceva foarte mare pentru zodia de foc. Haideți să vedem și pentru zodia de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, următoarele 3 zile, la ce vă puteți aștepta în următoarele 3 zile, care sunt energiile care apar în aceste 3 zile pentru zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Un drum, cam neliniștiți pentru un drum, niște neliniști sunt, o grijă, ceva, o neplăcere. În casă, bucurii, dar chiar o veste din străinătate, vă vine cineva din străinătate sau vă duceți voi în străinătate la cineva, văd că aveți o scrisoare de dragoste, un dar, un cadou, ceva, o moștenire, o minune se poate întâmpla la voi în casă, pentru casă, printr-o femeie poate. În dragoste la fel, aveți o întâlnire, o familie, o căsătorie, un eveniment, ceva, un dar, un cadou, întâlniri cu persoanele dragi, poate din familie, dintre prieteni. În drumurile voastre, aici pot apărea niște greutăți, poate și o hărțuială, poate și o neliniște legată de niște vorbe, de un mic dar, ceva, de niște vești. Aici poate fi vorba și de niște discuții într-un cuplu. În drumurile voastre la servici. La servici, în schimb, văd că vă vin niște bucurii reușite, poate și legate de un nou proiect, de o nouă afacere, de o nouă propunere, de o prietenie, de un contract, sau chiar apare o sarcină pentru unele dintre voi, o problemă. Pentru unele dintre voi care este zodia Taur, poate chiar la servici vă gândiți să rămâneți în sarcină, vă vine să faceți, vă vine sorocul pentru a face copilul chiar când sunteți la servici, poate. Sau sunteți în concediu de maternitate, poate chiar. Surprinderea voastră, aici sunt niște bucurii puțin cam în cumpănă din cauza unei relații, poate, ori a unui copil, că am zis, poate că faceți, dați naștere unui copil sau sunteți însărcinată, ori într-o dragoste, într-o prietenie, într-o dorință a voastră, ceva vă neliniștește, poate și legat de un tânăr, de o dragoste, de o nouă relație, ceva care vă neliniștește. De ce gândește cineva niciun semn de apă? Dar se poate tăia pe bucurii, vă poate împlini o dorință. Haideți să vedem și pentru semnele de apă, rac, scorpion, pești, la ce să vă așteptați în următoarele 3 zile. Pentru semnele de apă, rac, scorpion, pești, următoarele 3 zile. Să vedem cu ce vin și la voi parcă apar niște evenimente, se grăbesc niște evenimente, niște întâlniri. Bucurii cu un bărbat brunet, vă gândește cineva brunet, vă visează cineva din semn de foc. În casă, dragoste, evenimente, întâlniri, prietenii, semn de foc, semn de aer, văd aici semn de apă. Deci cu lume multă, cu prietenie, cu dragoste, cu noutăți, evenimente, în dragoste. Aici pot fi niște greutăți, e o piedică, e ceva, o răutate a cuiva. Se poate tăia această greutate, poate fi și din cauza unor îndoieli, unei pagube de dar, dar se poate termina cu bine. În drumurile voastre, lume multe, sau vă duceți undeva la un oameni cu funcție aici, văd că aveți niște întâlniri nouă, oameni cu funcție, dar mai pot fi în drumurile voastre și niște hărțuieli, să aflați de niște hărțuieli, chestii, sau chestii pe societate, ceva se întâmplă aici, poate, totuși poate apărea o ceartă, o discuție cu cineva, sau aveți, vă gândiți să duceți la biserică. Și pe surpriză, da, e ceva legat poate și de oamenii de lege sau legat ceva pe curând, poate și pe sănătate sau poate are legătură și cu, sunt niște schimbări, niște discuții, niște întâlniri de oameni cu funcție sau aveți ceva de rezolvat, poate că aici în drumurile de zi aveți niște competiții sportive, faceți niște drumuri, sport cum ar fi, sunteți, nu știu, alergați sau cine știe ce aveți aici pe sodile de apă sau aveți niște discuții, întâlniri multe. Și la servici la fel, văd că aveți niște rezolvări pe curând, poate cu niște persoane cu funcție sau legat chiar și de sănătate. Și surpriza voastră poate fi în casă, cineva, o femeie, în casă, poate semn de pământ, cu bucurii, cu reușită, vă vine cineva, vă invită cineva undeva. Aveți o reușită, așadar, o bucurie, o realizare. Haideți să vedem și pentru semnele de aer, se grăbește la voi o căsătorie, poate un temei, un eveniment de căsătorie, iar se grăbește, grăbit acest eveniment de căsătorie cu dar. Vine un dar, un cadou, ceva, o reușită, o dorință care se împlinește. Să faceți cineva care e bolnav sau sunteți voi, nu o să vă simțiți bine, poate la un moment dat e o problemă de sănătate, poate pentru o sarcină sau pentru altceva. Haideți să vedem, în casă, în dragoste, în serviciu, prive semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător.
Cineva din semn de pământ vă cam supără, s-au aflat de supărarea acestei persoane, de niște discuții cu această persoană. În casă, vești, bucurii, evenimente, discuții între femei, poate vin niște prietene cu daruri, cu vești, cu bucurii. Pentru casă în casă, în dragoste aveți lume multă, evenimente, aglomerație, întâlniri. În drumurile voastre, ei și la voi în drumurile voastre, aici poate apărea. Pentru un bărbat în vârstă, dacă sunteți semn de aer, aici vă văd totuși cu greutate, cu discuții, o neliniște, pentru o prietenie, pentru niște întâlniri. Aveți niște reușite, dar aveți și niște neliniști. O greutate, o boală, ceva, o cumpănă. În servicii, în schimb, vă văd că o mare reușită vă poate aduce cineva din semn de pământ sau poate o persoană cu haină de stat mai poate fi. Aici văd că vă vine o veste, cineva din străinătate, un dar, o bucurie, o propunere de un serviciu, un succes care poate veni. Și ce vă acoperă pe surpriză? Totuși niște lacrimi și pentru cineva din semn de apă, văd că gândește cumva o tristețe. E un tânăr, oricum vă supără un tânăr cu ceva, dar până la urmă se poate tăia necazul. Ori e vorba de o sarcină, un copil, ceva aici, nu, totuși vine pe surpriză voi, parcă pentru un temei, cumva, văd că vă văd însingurată, sau aflați de cineva care pierde pe cineva, are vreo tristețe, se desparte, nu se înțelege, e o tristețe oarecare care vă gândiți la temeiul vostru, cumva să țineți de temeiul vostru. Cam asta e ce pot să spun și pentru semnele de aer, pentru aceste 3 zile. Eu sper să fie de bine tot ce am văzut de bine, ce am văzut de mai puțin bine să depășiți cu bine, să aveți parte de bucurii, de reușită și realizare. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți, să fiți iubiți!